Neața, dragilor! Neața! O nouă zi, iar noi am hotărât să continuăm explorarea provinciei Krabi. Deoarece sunt munți castici foarte frumoși pe aici, uitați-vă. Ne-am uitat pe hartă așa pe Google Maps și am văzut ceva locuri frumoase și am hotărât, zic, hai să explorăm așa, în stilul nostru, pur și simplu să explorăm fără un drum anumit. Și așa că, uite, o să mergem în direcția aia, am venit așa pe un drum secundar. Și o să mergem în direcția aia și vedem, ne străduim cumva să înconjurăm munții ăștia și să revenim în locul ăsta, așa să fie ca un fel de circuit. Iarăși cu monociclurile, că ne place foarte mult în zona asta să ne plimbăm cu monociclurile. Pe drumul nostru am găsit un loc care se numește Taikiri. Deci practic este un râuleț frumos unde poți să mergi cu catamarangul ăsta. Există un lac. Pe aici văd că lumea campează. Hello, ce-au adicat? Hello! Și-au venit cu camperul aici. Un camper mic, dar drăguț. Sunt poduri diferite. Nu știu dacă intrare cu plată sau nu, acum e super dimineață și nimeni nu a spus nimic. Este un drum așa, prin junglă practic, pe malul unui râu. Un râu transparent. Uite, s-a aici! Și aici poți să faci o mini plimbare foarte scurt, așa. După câte văd, poți te scalzi, iată. Aici ar fi un loc minunat de scaldat. Priviți un pic cât de albastră verzuie, turcoază un fel este apa asta. Incredibil, este aici un râguleț drăguț. Chiar am văzut mai multe, adică afluente, poate a lui sau nu, dar uitați-l mă ce culoare are. Acum într-o plantație de ulei de palmier. Uite așa arată palmierul ăsta, care toată lumea știe de uleiul pe care îl produce și de care se feresc de fapt. Dar aici în Asia de Sud-Est sunt foarte, foarte multe plantații de acest gen și practic este cel mai des folosit ulei și exportat. Și nu doar în Thailanda, dar în majoritatea țărilor asiatice de aici. Iată fructul din care se extrage uleiul. Seamănă un pic cu măslinile, dar mă rog, nu sunt comestibile. Iată. Astea sunt palmieri mai mici și la baza lor de unde cresc frunzele, cresc și fructul din care se extrage uleiul. Ia haideți să vă arăt cum arată semințele astea de ulei mai de aproape. Iată. Al scutur. Dar și de tare, parcă e lemn. Da. Măslin? Ai, ai, ai! Și pățat. Măspini! Ai, eu intrat în unghi. E o uleioasă asta. Ai. Sunt deodată uleiul. Uite, dar câte vierte aici. Da, deodată sunt uleiul. Acolo am ieșit din plantație și am dat aici de, nu știu, un loc părăsit, dar sunt niște butoaie extrem de mari. Au aproape 1,5 m, cred că vreo 1,30 m. Ia du-te, Costi, lângă dânsele. Sunt foarte mari în înălțime. Uite, până sub braț la Costi. Și în lățime, la fel, sunt foarte mari. Nu știu ce puneau în ele. Presupun că strângeau, puneau aici cauciucul, pentru că este, a fost o plantație de cauciuc aici. Dar a defrișat-o. Și zic eu că așa strângeau. Ce e acolo? Nimica. Hai mai departe. Iată, ăsta îmi pare că e pom de durian. Ăștia. Dar nu-i nimic acolo. Nu-i nimic. S-a terminat drumul aici. Fix până aici e asfaltul. Dar este o cărare. Poate să iei ceva interesant, zic eu. Mergem încolo. Sfârșit un pic de aventură. Iată și plantația cu pom de cauciuc. Haideți să vă arăt cum se colectează cauciucul. Iată, vedeți, au aici un fel de bol unde curge cauciucul. Deci mai întâi tai coarja așa,
Vedeți? Asta este ultima tăietură și de aici practic curge un fel de lapte, așa, care de fapt e cauciuc. Și cauciucul ăsta este direcționat în bol. Iată aici. Dar și dacă pun mâna? Rămâne pe deși, nu fie. Da, să vedem. E și moale. Niodată ne-a rămas pe pantaloni și deja nu mai pot scoate de acolo. E foarte lipicios, e un adeziv super, super puternic, așa. Mai bine, eu l-am șters rapid, dar e moale acolo. Cupa asta se umple de obicei. Când se umple, vine mașina și le colectează pe toate. Adică le golesc și le duc undeva la o fabrică și le curăță. Mașina, adică omul vine de obicei. Hai, este o cărărușă pe aici, să vedem unde duce. Acum am ajuns iarăși într-o plantație de palmier de ulei. Cred că să ne pierdem azi. Nu știm unde mergem, nu avem un drum stabilit. Important să găsim drumul înapoi. Sau perfect ar fi circular. Sau adică... Incredibil ce am găsit, Costi! Iar eu cu ochii mei văd toate nebuniile pe marginea drumului. Nu știu, o plantă. Oare bună de mâncat? Nu cred. Cred că dacă era bună de mâncat, de mult mai era aici. Dar uite, parcă sunt niște măcieșe. Acolo așa seamănă și de la galben până la roșu sus e uscat. Și crește doar pe tulpină. Cine știe ce e asta? Că mai devreme era de la verde până la roșu. La verde, galben, roșu. Probabil, da. Wow, super tare! Ai grijă! Cum să sărătăți pe noi? Cum să sărătăți pe noi? Au, nu mă mușcă! Mă dați jos! Nu mă mușca, măi! Dă-te jos! Nu mă mușca! Dă-te jos! Asta cred că știe să muște! O, cățu! Măi, măi frumoși, măi! Când ești acolo, vin de urmă, mi-e să nu-ți bagi în fața la roată. Feriți-vă de acolo! Ia uitați, aici este un lac. Wow, cât e de frumos! Mă, uitați-vă! Ia uitați-vă, ce de... Albastru, are o culoare turcoaz. Și transparent un pic, adică vedeți, se vede așa, dar este cât e de frumos. Alergă cât de rău. Ia uite la ăla cum stă. Supărat? Ce s-a întâmplat? Sunt și peștișori aici, priviți. Așa frumos și colorați. Ui, viață! Nu! Ui, vizitelule, vezi! Но! Какой вититель, вы вититель, честно. Что пошла по чёрной мели? Ой, дорогой, что очень мой. Ласа папуку мне он бачит, на мушка. Шашай рукт. На мушка. Ну, тебе вкус пус. Винито дамна с дямкари ла. Кецелуши. Uite cum am înconjurat-o pe mă, n-au răbdare. Lacul se numește Namkeopul, dar uitați, am văzut, este și o peșteră acolo, e scris Sranamip Cave. 200 de metri prin pădure.
Hai, noi o să încercăm să le facem cu monociclu, măcar până unde putem. Uite aici se vede o cărărușă. Off-road! Iuhu! Nu văd pe nimeni să ceară plată de intrare. Doar doamna aia care dădea mâncare la câini. A, nu, cred că nu-i posibil să... Cileani, interesant, uitați-vă. Subțiri plate, adică... Dar destul de tranci. Deci mai încolo nu este monociclabil, așa că ne întoarcem, ne-i îngrijă să lăsăm monociclurile aici, că mai vin din când în când oameni și e periculos să le lăsăm aici. Întoarcem înapoi și continuăm drumul pe monociclu. Oh, ce frumos, uitați-vă aici, cât să văd formațiunile astea. Acolo lumea urcă. Foarte frumos. Entrance fee. Oh, aici era cu plata. Aici e fain. Aici un templu este în peștera asta. Super frumoasă. Ah, și aici încă un lac. Ia și mai încolo este un lac. Ce frumos! Ia uitați-vă! Ce mistic arată! Vedeți cum dau fructele alea jos? Cu un băț lung. Am mai dat niște flori foarte interesante. Priviți ce drăguțe sunt. Sunt foarte micuțe, cât un deget. Ia, au un roșu așa ca sângele. Acum ne-am oprit să luăm masă la un restaurant. Unul fițos, care de fapt nu e pe stilul nostru, dar cuiva era foame. Și priviți ce mâncare și-a comandat aici. Arată foarte bine. Dar zi prietul Costi, cât costă? 200 dacă nu greșesc, sau 215. Da, cam deci, așa. Una dintre cele mai scumpe mâncăruri care le-am mâncat noi aici. Până acum? Dar în schimb e un restaurant fițos, adică stăm între munții karstici. Frumos. Și natură și făcut frumos așa, deci frumos. Da, chiar arată foarte bine și mâncarea tot arată bine, dar și prețurile. Eu mi-am luat deocamdată un chai tai, pe care e exagerat de dulce, apropo, mamă, trebuie să nu uităm să le spunem să ne punem mai puțin zahăr, pentru că altfel este super dulce. Ăsta a costat 95 cu gheață, însă cald, dacă îl iei, 80 costă, da.
diferă prețul. Ia Costi, zic cum e. Am gustat doar o rieză și chiar e foarte bun. Oh, e bun, dar bine că merită. Eu însă mi-am luat o quesadilla, dar nu una mexicană obișnuită cum o cunoașteți, ci una tailandeză. Este cu gust de tom yam. Oh, thank you. Este cu gust de tom yam și creveți. Și a costat 195. Eu o să-mi pun evident ceva iute la ea, pentru că îmi place iute și poftă mare. Masa de azi e cam cea mai scumpă din toate pe care le-am avut noi pe aici, prin Thailanda. Dar merită, deci mâncarea lui Costi face toți banii. Costi e curajosul, primul a luat quesadilla cu tom yam. Cum e? Bă? Are foarte mult cașcaval, hai să vă arăt și vouă ce e aici. Da, e destul de bogată. Yummy, am mai pus și tabasco pentru că am găsit. Merită banii. Bă. Adică noaptea asta m-am trezit undeva pe la vreo 10 seara și să zicem undeva pe la 10:30 am ieșit afară să văd viața de noapte de aici din Naonani, doar ce sunt extrem de mulți turiști aici și uite vă arăt și vouă câteva cadre cum am fost, am făcut o tură cu monociclu și ne-am reamintit de zona asta deoarece cu exact 7 ani în urmă am fost aici în Naonani, în locul ăsta, prima noastră țară din Asia de Sud-Est și printre primele destinații. Iată, cam așa arată Naonani noaptea. Este ora 11 aproape, dar destul de viu pe aici. Vedeți? Trafic destul de aglomerat, shop-urile toate deschise, turiști mulți. Da, e o atmosferă încinsă aici. Sunt diferite baruri și persistă mirosul de marihuana peste tot. Știți că marihuana e legală în Thailanda acum. Ia, uitați-vă aici semnul. Aici este o piață, vedeți? Se vând băuturi, roti, un bar. Plin. Și mai miroasă marihuana. Dacă ai să se vinde. Și asta este promenada de lângă plajă, uitați-vă, în partea dreaptă este plaja și aici este o străduță unde poți te plimbi și simți briza mării. Cred că merită un pic de relaxare după traseul de ieri pe care l-am făcut. Cam câți kilometri am făcut ieri? 60 undeva. Foarte bine. No, vreo 70 chiar. 70 de kilometri, așa plus minus. Așa că astăzi am hotărât să ne relaxăm un pic la plaja din Naonani. Așa, aici. Sincer să vă zic, cu greu recunosc aceste locuri. Chiar dacă am fost aici 7 ani în urmă, prin 2017, chiar m-am uitat pe canalul weekend-ul pe care l-am avut primul, 2017, da. Da, și s-au schimbat multe. Locul ăsta a evoluat extrem de mult. Este exagerat de aglomerat.
Așa mi se pare, pentru că atunci când am fost noi, mi se părea un orășel extrem de mic, uitat parcă de lume. Așa părea atunci. Acum însă este ceva la egal cu Phuket, cam așa ceva, da? Da, o evoluat pozitiv, sunt multe chestii, eu am arătat viața de noapte aici, dar eu am fost mă scald acum, e cea mai bună perioadă de scaldat, adică e Maria de Sus, dar totuși apa aici e foarte murdară. E, practic nu se vede nici la 10-15 cm. Dacă te duci la vreo 10-20 de metri mai la adânc, e un pic mai bine, dar totuși nu e așa cum îi țin eu minte înainte. Totodată m-am scaldat cu vreo 100 de kilometri mai la sud. Atunci acolo era apa transparentă, deci te uitai din fundul super curată. Dar aici ai tulburi, chiar dacă te duci un pic mai încolo și ești nu-i la mal și să zici că e mălos sau ceva de genul. Deci e și poluant, probabil mulți aruncă deșeurile mari, canalizarea mare și probabil din cauza asta chiar se vede că e murdar. Dar nu cred că voi să aruncă canalizarea mare. Eu presupun că apa e atât de tulbure din cauza că noaptea asta chiar a fost o ploaie extrem de puternică. Și poate din cauza asta, pentru că ieri când am fost la plajă, apa era destul de limpede, așa, se vedea că este clară. După cum vedeți, ne-am luat echipamentul nostru de camp și ne-am luat scaunele. Autorulota e campată chiar aici la parcarea care se vede acolo în spate. 50 de metri, adică avem de mers 30 de secunde până la autorulota. Uite, la parcarea aia stă autorulota noastră, un pic mai în dreapta, așa. O să vedeți mai târziu sub stânca aia de sus. Te poți face kayaking. Am vrut să merg singură cu kayakul, dar Costi nu vrea. Pot înota chiar dacă se întoarce invers kayakul. Nu mă nec. Nu vezi ecran. Da, apropo, chiar dacă e nourat, după cum vedeți, un minus pentru panourile noastre solare. Este foarte luminos și trebuie să porți și ochelari. Cam așa nu, arată. Nu încarcă acum panourile noastre, dar nu la posibilitatea maximă. Stăm aici, eu așa merg să-mi fac și un masaj. Vrei? Vreau. Cum? Prețurile, apropo, nu s-au schimbat de acum 2 ani. 50 de bați diferență și depinde de loc. Lumința s-a hotărât, totuși merge să se scalde. La o tură de masaj. Zic tură deoarece asta e urmează una. Deci zic încă o dată că am mai zis cred că în vlogurile trecute din Thailanda că masajul aici este pur și simplu fenomenal, cred că cel mai bun din toate pe unde am fost. Super tare, deci o oră de relax superbă pentru doar 300 de bați. După asta vreau să merg la masaj facial, neapărat, tot 300 de bați costă. Acum însă mergem să mâncăm, Costi e flămân. Hai să vedem cum sunt prețurile pe aici, pentru că nu atâta timp de când am mai fost în Krabi, adică 7 ani și 2 ani în general din Thailanda, s-a mai schimbat. La plaja asta, masajul, am găsit chiar sunt mai multe locații unde poți face masaj. Sta una lângă alta, practic, aranjate așa și poți să te adresezi la fiecare. Personalul este foarte, foarte amabil, calificat, vorbesc engleză, pe unii mai bine, pe unii mai rău, dar acolo nu trebuie să vorbești decât să te relaxezi și să primești plăcere la fiecare secundă. La o oră, ai vrea să nu se mai termine. Noi am stat acolo până acum, am băut bere, ne-am relaxat, acum e ora amiezii și am venit să mâncăm.
Am lăsat scaunele, uite că-l. Da, n-am vrut să ne trăim mult și am venit la primul restaurant, n-am mai îmblat să căutăm. Și să vă spunem și vouă prețurile. Deci aici prețurile practic sunt duble față de undeva în zonele mai neturistice, așa, sau mai puțin turistice, să zicem. Să zicem la un varung de marginea drumului. Da, e acolo în genere cred că e și triple, dacă luăm. Să zicem în mediu față de restul Thailandei sunt duble. Mă rog, e și de așteptat că e fix pe plajă, așa. Eu mi-am luat fried rice, care de obicei prăjit, ăsta costă 80 de baht. Deci ăsta e la un preț decent, chiar destul de ok. Deci îl găsești la 50, 60, 70, dar așa e 80, adică nu-i dublu. Și Luminița și-a luat un green curry cu seafood și-a dat 180. Asta costă, când în mod normal el costă în jur de 100. Orezul curat, 30, când în mod normal el costă vreo 10, da? Și am luat și o porție de mango sticky rice, costă 120, când eu am fost noaptea și am mâncat cu 80. Deci oricum e mai scump. Mă rog, eu tot din zona turistică am luat-o, dar aici fiind pe plajă e un pic mai scump. E aproape dublu prețurile. Uite, aici avem băuturile. Astea sunt cu alcool. Iar aici avem din astea fresh. Dar băuturile cam peste tot sunt tot una. Băuturile sunt între 50 și 70, cam peste tot așa. Da. La băuturi, în schimb, prețurile nu sunt exagerate, nu sunt prea mari sau prea mici. Ok, uite astea. Un pic mai mari de obicei, dar... Cu 10 bați mai mari, poate, decât de obicei băuturile. Uite, mâncarea arată foarte bine aici. Sunt imagini, sunt prețurile afișate, denumirile afișate. Pentru un restaurant pe plajă, prețurile sunt adecvate, cum n-ai dat. Acum însă părăsim provincia Krabi și mergem spre provincia Nakhchot, Nakhon Si Thammarat. Nakhon Si Thammarat. Da, este greu de pronunțat și mai ales că e o provincie mai puțin cunoscută printre turiști. O să mergem noi să o explorăm, deoarece sunt niște plaje frumoase acolo. Se zice că ar fi la fel o nouă destinație mai puțin cunoscută. Și o să mergem să le explorăm, noi vă arătăm și vouă. Cred că noi suntem iubitori de plaje, risip alb, fin, ape turcoaz și palmieri. Astfel, mergem acolo. Aici însă o să încheiem acest vlog. Voi nu uitați să intrați pe Instagram, Facebook, să ne urmăriți și acolo. Și aici ne vedem la următorul vlog. Nu uitați de un like, un share, ne ajută foarte mult. Pa, pa!